Rampele ilegale de deșeuri nu mai au ce căuta în Timișoara, așa că primăria a decis să înceapă o nouă campanie de conștientizare pe limba tuturor. 10 panouri de conștientizare vor fi amplasate în 10 locații diferite din Timișoara, astfel încât cei care încă au impresia că legea e orientativă, iar amenziile facultative să se gândească de două ori. În urma detectării celor mai frecvente locuri de creare ale rampelor ilegale de gunoi, primăria a decis să le amplaseze în următoarele locuri. Strada Mătăsarilor Strada Eternității, Strada Mureșan, Intrarea Doinei Strada Semicerc, Colț cu strada Taborului Strada Atomului, Colț cu strada Recoltei Rusu și Rianu Cimitir Bulevardul 16 Decembrie, vis a -vis de pompieri Parc Strada Dej Strada Ștefan Stâncă, Strada Brăiloiu Strada Costică Rădulescu, Strada Alexandru Odobescu. Deși amenziile pentru abandonarea deșeurilor pe spațiul public sunt consistente pentru persoanele fizice între 30.000 și 45.000 de, de lei, iar pentru persoanele juridice între 50.000 și 70.000 de, de lei, iar depunerea deșeurilor este gratuită. Mulți dintre timișoreni aleg calea cea mai scurtă și din păcate ilegală.